Bun găsit, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Ei bine, se pare că se întoarce pandemia, se însemne clar ale izbucnirii unui nou val al pandemiei. O să vă dăm detalii extrem de importante în această seară, mai ales că e vară, sunt destinații turistice în multe țări, deja se pune problema serioasă a restricțiilor, chiar în destinațiile preferate de dumneavoastră. De asemenea, apropo de vacanțe, sunt și noi alerte meteo, sunt fenomene extreme, mai mult ca niciodată. De aceea, în această seară, l-am invitat și pe profesorul Duțu, tocmai pentru a vă explica la ce asistăm în acest haos meteorologic, să fie oare un război climatic, este altceva. Încercăm să găsim explicații și nu putem ignora nici principala criză din coaliție. A apărut în dimineața așa, parcă de niciunde, a fost demis ministrul de finanțe și deja se pune problema ca actualul guvern să pice pe mâna premierului, adică pe mâna partidului care generează de fapt vârful de lancă în acest guvern, adică aici mă refer la Partidul Național Liberal. Și la fel de important, avem și un avertisment despre o criză care va veni, probabil după al patrulea val. Un economist important dă niște direcții și de aceea e important să vedem ce se întâmplă în România. Și zic eu că nu putem ignora nicio știre legată de spitale. Spitale de stat, spitale private, ei bine, în 4 județe, doamnelor și domnilor, s-au descoperit marcări expirați. Cu alte cuvinte, v-ați dus să vă testați pe diverse analize și, de fapt, rezultatele au fost eronate, pentru că marcării, ce să vezi, erau falși și aceste spitale n-aveau nicio problemă să le folosească. Cum vă spuneam, în această seară alături de noi, Mircea Duțu, profesor și specialist în fenomenele acestea meteorologice, Mircea Diaconu, de asemenea, împreună cu noi, doamna Ecaterina Andronescu, fost ministrul al Educației, avocatul Gheorghe Piperea, dar și doamna Luminița Barcar, din partea Partidului Național Liberal. Dar vreau să încep cu o informație de breaking news apropo de pandemie. Dacă ieri vă arătam, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă în Israel, de acolo venea un comunicat oficial de presă care avertiza asupra ineficienței vaccinului. De fapt, reprezentanții Israelului spuneau foarte clar că practic eficiența a scăzut de la 95 la undeva la 60 și ceva pentru vaccinul Pfizer, pentru că în această țară s-a vaccinat mai mult cu Pfizer și că au multe îmbolnăviri grave pentru cei vaccinați. Ei bine, de astăzi și făcând o evaluare a ceea ce se întâmplă în celelalte țări, vedem că în țări apropiate nouă sau în multe dintre destinațiile noastre de vacanță au explodat pur și simplu cazurile COVID. Nu se întâmplă în România, dar despre aceste semne ale valului 4 ne vorbește chiar acum Bianca Chivu. Bun găsit, Bianca! Bun găsit tuturor! Inclusiv experții vorbesc despre al patrulea val de infectări, totul din cauza exploziei de cazuri cu noua variantă Delta. Desigur, avem și această variantă nouă Lambda, care încă este în studii la Organizația Mondială a Sănătății, însă iată că această nouă variantă Delta pune în pericol vacanțele românilor. Știm deja, destinația preferată de românii este Grecia, iar în momentul de față Grecia se confruntă cu o creștere accelerată a numărului de cazuri cu această nouă variantă Delta. Mai mult decât atât, așa cum spuneai și tu, și Spania este o destinație preferată de români și acolo crește numărul de cazuri, dar și atenție Marea Britanie, acolo unde deja sunt mai multe cazuri cu noua variantă Delta decât cu coronavirusul original Alpha. Mai mult decât atât, iată, vorbim și despre campania de vaccinare. În România pare că este pusă pe pauză campania de vaccinare, pentru că dacă știm foarte bine că aveam chiar câteva zeci de mii de persoane vaccinate în fiecare zi, iată că acum am ajuns să închidem centre de vaccinare sau să facem program mai scurt pentru anumite centre, tocmai pentru că românii nu mai vor să se imunizeze. În acest context, iată că ne așteptăm ca din septembrie, așa cum spun specialiștii, să vină și al patrulea val de infectări, de data aceasta cu varianta Delta, care, așa cum spuneau și experții, este mult mai contagioasă. Mulțumesc mult! Doamna doctor Monica Pop și dânsa în direct cu noi. Doamna Pop,
Iar, cel puțin din partea statului Israel, care cred că este printre statele care au vaccinat cel mai mult, cam 70% din populație, ideea asta a vaccinului, un fel de sfânt graal pentru această pandemie, adică panaceul care putea să ne scoată din pandemie, s-a cam dus ideea. Ce ne așteaptă aici în România, în opinia dumneavoastră? În primul rând, eu cred că anunțul făcut de israelieni este extrem de descurajant pentru oamenii de pe toată planeta, pentru că oamenii au sperat foarte mult de la acest vaccin. Din păcate, s-a demonstrat că nu au avut dreptate, sau cel puțin asta este premisa de la care pleacă acum cei din Israel și nu numai. Eu sper totuși, nu știu exact la ce vă referiți când spuneți valul 4, pentru că eu cred că numai două valuri adevărate au fost, valul 3, nu știu exact dacă chiar a existat. Încă un val, ca să nu ne încurcăm în cifre. Încă un val, da. Încă o dată vă spun, mi se pare extrem de descurajant pentru oameni și eu sper ca românii să înțeleagă că trebuie să facă metode de profilaxie. La asta nu trebuie să renunțe niciodată, adică la igienă personală, la anumite întâlniri foarte mult în același loc. Bineînțeles, dacă e posibil, și asta este și cel mai important, testare, și poate că de data asta autoritățile o să înțeleagă că testarea este cel mai important pentru a vedea dacă această pandemie se întinde sau dacă se limitează, și eu sper să fie limitată și să nu existe la noi sau nu știu că este în măsură foarte mică valul 4, dacă așa se denumește. Pentru că dacă se întâmplă așa, doamna Crăciunescu, oamenii se descurajează. Dacă trece valul 4, o să vină și 5, și 6, și 7, și cât, până la cât. Deci, până nu știu, asta e întrebarea, că toți am sperat că odată cu vaccinul o să se rezolve treaba, dar vedem că în Israel ei raportează din ce în ce mai multe cazuri de îmbolnăviri grave, adică forma gravă, cu oameni vaccinați cu ambele doze. Se confirmă, deci, categoric ideea că cel vaccinat nu e ferit de a face boală, e ferit de a o face gravă. Și eu sper că acest vaccin, pentru cei care l-au făcut, măcar să atenueze boala pe care o fac, dacă tot o fac. Deci nu mai înțelege nimeni nimica și aș vrea foarte mult să ascult sfaturile nepolitice, deci fără niciun fel de amprentă politică, ale unui epidemiolog adevărat, care să explice cu adevărat ce se întâmplă, în măsura în care știe și el și poate face o prognoză. Vă mulțumesc mult, doamna doctor, și acum o informație de breaking news despre Grecia. Iuliana Damian în direct cu noi, doamnelor și domnilor, pentru că Grecia, știți, o țară cu o populație mult mai mică ca României, undeva 9 milioane de locuitori, ei bine, îi raportează deja 1800 de cazuri zilnic, adică gândiți-vă, dacă am raportat sau am face o translatare la populația României, nu ar trebui să avem cam 5-6 mii de cazuri pe zi. Adică gândiți-vă, asta a fost vârf de val la noi. Iuliana, dă-ne detalii, pentru că grecii înțeleg că se gândesc la noi restricții. Bun găsit! Într-adevăr, Grecia se confruntă cu o intensificare a cazurilor de coronavirus. Se raportează undeva la 1800 de cazuri noi pe zi, iar în aceste condiții autoritățile elene au impus noi restricții în restaurante, în baruri, în discoteci, prin care nu mai autorizează ca clienții să se așeze la masă. Abia 38% dintre grecii eligibili să fie vaccinați au fost imunizați cu două doze de vaccin împotriva COVID-19, iar în aceste condiții guvernul urmează să anunțe și obligativitatea vaccinării anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical. În schimb, Israelul, una din țările cu cea mai mare rată de vaccinare, anunță că eficiența vaccinului a scăzut cu 30% și are tot mai multe spitalizări grave la persoane vaccinate. Autoritățile din Israel spun că vaccinul Pfizer este mai puțin eficient în cazul tulpinii Delta. Mulțumesc mult, Iuliana, și merg la avocatul Gheorghe Pipera. Domnule avocat, noi nici în momentul de față nu prea știm cum e cu restricțiile astea, care au fost legale, care au fost abuzive. Cum o să intrăm, de fapt, în toamnă, dar s-ar putea ca valul să vină chiar mai devreme, undeva până august? Da, nu știu de ce toată lumea este așa de sigură de două lucruri, că vine valul 4,
și respectiv că valul 4 ar fi putut să fie evitat dacă s-ar fi imunizat toată lumea cu acest vaccin. Așa erau comunicările oficiale, cum bine știți. În afară de faptul că a folosit cuvântul ăsta imunizare pentru acest ser experimental, este o greșeală și din punct de vedere etimologic și din punct de vedere al științei. Valul 4 n-ar trebui să existe, pentru că există un foarte mare specialist, cel mai mare specialist în imunologie al României, se numește Klaus Werner Iohannis, care în urmă cu două săptămâni a spus că noi, adică ei, am reușit să stopăm pandemia. Și de asemenea există un și mai mare specialist, de data asta în virusologie, se numește Florin Vasilică Câțu, care a spus că dovada cea mai bună că această campanie de vaccinare a fost un succes este că oamenii nu mai vor să se vaccineze. De fapt, oamenii nu mai vor să se mai pună cobai pentru un astfel de experiment. M-ați întrebat însă despre ceea ce este de competența mea, adică partea de drepturi și libertăți, partea de reglementări. Una dintre cele 105 hotărâri ale lui Arafat, pe care le ia fără să le publice în monitorul oficial, în CNSU, este a șaptea după numărătoarea mea, a fost din nou constatată ca inexistentă ieri și este vorba despre o hotărâre numărul 38, care este cea în vigoare. Mă rog, cea în vigoare este cea pronunțată ieri, n-a apucat nimeni să o atace în instanță. Deci din punctul acesta de vedere, tot efortul acesta care s-a făcut, nu mă interesează efortul acestor autorități pandemice care mai mult s-au jucat de a lupta contra pandemiei, ci efortul făcut de noi, toți ceilalți, cu restricțiile pe care le-am suportat, cu anii de zile pe care i-am petrecut acasă, în casă, cu educația pe care am pierdut-o, cu falimentele pe care le-am suferit. Deci toate aceste eforturi sunt aruncate în aer, pentru că în momentul de față noi nu mai suntem în situație de pandemie din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic. Toate măsurile care se iau în pandemie, începând cu momentul acela în care acel student la anul 2 la Facultatea de Drept a obținut anularea hotărârii din 17 iulie 2020, de acum un an, prin care s-a certificat pandemia în România, deci din momentul în care s-a pronunțat această hotărâre de la Curtea de Apel, București, adevărat, nu e definitivă, noi nu mai suntem în mod oficial în pandemie. Toate măsurile care se iau sunt vulnerabile din punctul acesta de vedere. Toate amenziile pe care le ia oamenii pot să fie anulate, chiar și acolo unde deja s-a pronunțat hotărâre de respingere a plângerii. Și, repet, toate restricțiile care ne-au fost impuse pot în momentul de față să se transforme în procese îndelungate în care statul român, deci noi plătitorii de taxe și impozite, urmează să plătească despăgubiri pentru, repet, toate nenorocirile la nivel social, la nivel psihologic, la nivel neurologic, la nivel medical și economic, le-a cauzat această absolut, luptă. Și aici, pe partea de economie, să nu uităm că pentru prima dată în 31 de ani am ajuns la o datorie publică, istorică. Domnule Diaconu, ne-am împrumutat în acest an jumate de pandemie peste 170 de miliarde de lei, dacă transformăm în euro, de asemenea cifra este absolut colosală. Înțelegem că s-au dus bani în pandemie, dar ce să vezi, nici vaccinul pare să nu mai fie bun. Unde o să ajungem? Nu, dar nu s-au dus în pandemie, nu știe nimeni unde s-au dus. Pentru că, așa ni s-a zis, da, evident. Pentru că dacă se știa unde sau era clar unde, se ducea ministrul finanțelor sau primul ministru, care par a fi aceeași persoană de fapt, la nesfârșit, repetabila povară, ca să spun așa, se ducea în Parlament și explica, sau ne explica nouă tuturor unde s-au dus banii, de ce nu s-au dus nicăieri banii. Problema e alta, că suntem pe topoganul Greciei. Grecii ca efect al împrumutărilor excesive și știți foarte bine acum câțiva ani ce s-a întâmplat cu Grecia și nici acum nu și-au revenit. Suntem pe toboganul Greciei, pur și simplu despre asta este vorba. Și cineva ne împinge. Ne împrumută, nu noi împrumutăm noi, ne împrumută cineva la nesfârșit și în demență. Mă tem că și aici există o mică explicație a faptului că ministrul actual al finanțelor, fost acum câteva ore sau câteva zile, va trebui să plece acasă ca să se repete iarăși
să se repete povara numită ministrul finanțelor Câțu. Da, domnul Nazare, mai limitați un pic împrumuturile astea. Sper să n-aveți dreptate. Mai avem nu am cum să n-am dreptate, iertați-mă. Nu am cum să... E o tactică. E o tactică, este atât de vizibilă, atât de clară. Ne împinge pe un topogan al dependenței financiare de tot ce înseamnă, mă rog, marile palate mondiale ale banului. Asta se întâmplă. Pentru că prea o duceam bine, aveam 30%, chiar 130%. Mă îngrozeam în clipa în care Băsescu Boc, altă panoramă, să zic așa, în 2009, ne-a agățat Fondului Monetar Internațional cu 19 miliarde, fără niciun sens, cu rea de siguranță, fără nici atunci nu știm unde s-au dus banii. Am aflat noi pe surse că s-au dus tot la băncile și au salvat băncile mondiale la vremea aceea. Dar la noi nu s-a întâmplat nimic. Autostrada noastră a fost tot moartă, la nesfârșit. Mi s-a părut că e maximum ce se putea pe asemenea subiect. Nu, uite că nu e maximum. Sunt extrem de dezamăgit, speriat chiar, credeți-mă. Alunecăm. Da, alunecăm și pe o pantă care teoretic nu poate fi controlată de om, până la un punct, evident. E zona asta că ceea ce nu distrugă anumite decizii politice în această țară, distruge vremea. A fost un an, doamnelor și domnilor, cu fenomene extreme, zic așa, parcă la maximum, și acum avem o avertizare de ultim moment. Așadar, astăzi s-au dat, doamnelor și domnilor, noi avertizări meteo în 10 județe pentru vreme extremă, dar și pentru caniculă. Temperaturi de până la 35 de grade vor fi în Oltenia și în sud-vestul Transilvaniei, iar furtuni și vreme extremă în Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, dar și în Buzău, Prahova și Dâmbovița. Cum vă spuneam, profesorul Mircea Duță alături de noi, pentru că, domnule Duță, întrebarea esențială este la ce asistăm, adică se joacă cineva cu meteorologia, cu clima, e un război meteorologic sau, de fapt, sunt niște efecte ale propriilor noastre decizii și mă refer aici la încălzirea globală? De mai mult timp se joacă omul cu planeta și cu clima. Pentru că la ceea ce asistăm în ultimii ani sau ultima perioadă nu este decât rezultatul antropocenului. Pentru prima dată o specie, respectiv omul, a devenit o forță geologică și prin activitatea lui amplifică un fenomen natural până la extreme și pune în discuție echilibrul sistemului climatic. Pentru o imagine sugestivă, să ne imaginăm că la Arctica, Polul Nord, există frigiderul emisferei nordice, iar caloriferul se află la ecuator. Prin echilibru dintre cele două emitenți, respectiv frig și cald, s-a stabilit acest sistem, s-a stabilizat, s-a cristalizat, se manifestă sub o formă de echilibre majore în ultimii 12.000 de ani. Ei, de 200 de ani încoace, ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră, crește temperatura medie globală, una care trebuie văzută ca o temperatură a corpului, adică a întregii planete. După 37 de grade, cu cât creștem spre 40, întregul sistem al organismului uman se dereglează, apar bolile și apar manifestările extreme. Așa și în privința sistemului climatic. O explicație mai largă, avem din partea faptului că temperatura crește mult mai rapid la poli, de 3,5 ori față de media globală. Și ca atare, acel curent, acel frigider jet stream, care circulă de la vest spre est, la o înălțime de 15 km și care aerul rece permite echilibru cu ecuatorul, are adesea scăpări din ce în ce mai frecvente. Adică stăm aerul... și aici pe topogan, nu mai putem face nimic. Dar putem să relantizăm și să ne mărim capacitatea de
adaptare. Dacă depășim 2 grade Celsius de creștere a temperaturii medii globale în raport cu perioada preindustrială, urmează o dereglare tot mai accentuată a sistemului climatic, haosul climatic, sistemul se va dezmembra, va căuta să intre într-o nouă stare și până atunci civilizația umană va fi pusă în pericol. Dar povestea asta cu inversarea polilor e o poveste sau e o... Nu este o poveste, are însă o anumită periodicitate și nu vizează schimbările climatice. Ca atare, trebuie să avem în vedere că suntem într-o perioadă în care aceste fenomene se datorează activității omului. De aceea, dar trebuie să facem în complexitate și în complementaritate o alt adevăr. Schimbarea climatică a devenit principala miză a dezvoltării economico-sociale. Pactul verde adoptat de Uniunea Europeană în 2019 nu reprezintă un program de apărare a mediului, ci chiar strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, așa încât în 2050 să atingem neutralitatea climatică. Păi, adică, nu reducem noi în Europa, dar uitați-vă ce e în China. La ei nici nu mai poți să respiri pe stradă. Are poluare. China s-a angajat ca în 2060, pentru că este interesată să crească economic până în 2028, când va avea pretenția să devină prima putere economică a lumii. Dar Statele Unite, neutralitate 2050, Rusia, Japonia, toată lumea este de acord că trebuie să-și redimensioneze modelul energetic. Să trecem de la consumul de combustibil fosil, petrol, gaze, cărbune, pe energie regenerabilă, chiar nucleară, dar în orice caz să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Și toată lumea se îndreaptă spre această zonă de dezvoltare economică. Deja s-a spus, urgența climatică a devenit principala miză, oportunitate de business pentru secolul 21. Da, și dacă nu, cineva nu pune stop acestei căderi, iată, vă dau doar un exemplu din ultimele 48 de ore și începem cu Rusia, doamnelor și domnilor, pentru că acolo, după tornada aceea care a lovit Moscova, o furtună foarte puternică cu aspect de tornadă, au trecut rușii la inundații. Doar să vedeți ce se întâmplă în Cipru, ce se întâmplă în Australia, ce se întâmplă în Statele Unite. Canada. Nimeni, Canada, nimeni nu are vreme normală. Inundațiile fac prăpăd pe litoralul rusesc al Mării Negre. În Sochi, ploile puternice din ultimele zile au provocat viituri uriașe, iar autoritățile sunt pe punctul de a evacua localnicii și turiștii. Mexic, o furtună violentă cu grindine, vânt puternic și cantități masive de precipitații a făcut ravagii în capitală. Temperaturile extreme au favorizat cel mai grav incendiu din istorie în Cipru. Mai mulți oameni au murit, 10 de case au fost distruse. Canicula fără precedent care a lovit Canada a ucis aproape 500 de oameni, iar un oraș a luat foc după ce temperaturile au ajuns la aproape 50 de grade Celsius. The whole town is on fire. I've ordered the town evacuated and I've told everyone as I was leaving town to leave. It took like a whole 15 minutes from, you know, the first sign of smoke to all of a sudden there being fire, you know, everywhere.
We had to just leave. We didn't have time to pack nothing. Temperaturile record vin și cu fenomene extreme violente. În China, vântul puternic a smuls acoperișurile și fațadele multor clădiri. A doborât zeci de copaci peste mașini, ba chiar și oamenii au fost luați pe sus de forța incredibilă a uraganului. Și sudul Germaniei a fost lovit de un episod de vreme extremă. Ploile și grindina au măturat totul în cale. Acum o nouă informație de breaking news. Dacă de dimineață, doamnelor și domnilor, toată lumea a fost surprinsă de gestul premierului de a-l schimba din funcție pe ministrul finanțelor, pe domnul Nazare, nu s-au dat explicații prea multe. Acum criza aceasta din coaliție se conturează din ce în ce mai bine. Deja sunt amenințări directe din interiorul Partidului Național Liberal pentru premierul Câțu cu retragerea sprijinului politic. Asta poate să ducă la următoarea chestiune, să pice actualul guvern, doamnelor și domnilor, chiar pe mâna PNL-ului. Colega mea, Bianca Ogarcă, ne dă detalii. Bun găsit, Bianca! Bun găsit! Lupta internă din Partidul Național Liberal ar putea avea consecințe grave, precum căderea guvernului Câțu. Sursele noastre politice spun că tabăra care îl susține pe Ludovic Orban s-ar pregăti în secret să îi retragă sprijinul politic premierului Florin Câțu. Se întâmplă acest lucru după ce premierul l-a remaniat pe ministrul finanțelor Alexandru Nazare, care face parte din tabăra care îl susține pe Orban. De altfel, Nazare a dat astăzi de înțeles că remaniera a venit din cauza faptului că nu s-a alăturat echipei care îl susține pe Câțu pentru șefia PNL. Pentru retragerea sprijinului politic ce își dorește tabăra Orban, ar fi nevoie de o ședință a conducerii PNL în care să se decidă lucrul acesta, însă într-o astfel de ședință s-ar crea nemulțumiri între cele două tabere, Câțu-Orban. Retragerea sprijinului politic al lui Florin Câțu ar fi doar un gest politic, fiindcă dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu s-ar ajunge la căderea guvernului. Potrivit Constituției, guvernul cade prin moțiune de cenzură sau dacă premierul își dă demisia. Mulțumesc mult, Bianca. Doamna Ecaterina Andronescu, PSD-ul a încercat la final de sesiune o moțiune contra lui Câțu. Nu a trecut pentru că aripile din PNL au stat în băncuțe și nu s-au dus la vot. Va reuși, sau mă rog, vom asista din nou la o cădere, sau mă rog, la o retragere a sprijinului pentru actualul guvern din partea propriului partid, adică în lupta asta internă o să vedem o Românie necondusă sau nu știu, poate veniți dumneavoastră la putere din nou. Cum traduceți la ce asistăm? Păi știți, eu mă uit pe de-o parte la un fel de circ, pentru că n-aș putea să calific altceva bătălia aceasta din PNL. N-am mai văzut-o, n-am mai trăit-o niciodată niciunul dintre partidele care s-au aflat la guvernare sau s-au aflat pe scena politică. Din păcate, PNL-ul este un partid la guvernare. USR-ul și el își pregătește campania de alegeri din toamnă și de asemenea și el se află la guvernare. Aceste lucruri în condițiile în care citeam astăzi ceva care m-a uluit. Unul dintre economiștii foarte importanți ai acestei lumi din punct de vedere al viziunii pe care le are și sigur al modului în care de ani de zile se raportează la ce se întâmplă domnul în economie. Rubini, care e următoarea mă refer scrie. La exact la Nuriel Rubini, vorbește de o exuberanță a împrumuturilor. Sigur că în situația aceasta, în care toate țările se așteaptă la o criză profundă, probabil mai profundă decât cea din 2008, foarte multe țări își iau măsuri
protecționiste. Dar noi nu avem timp să ne gândim la ce să facem noi aici în țărișoara noastră. Noi ne batem în interiorul partidelor ca să câștigăm poziția de președinte de partid. Asta, despre asta discutăm. În condițiile în care, în mod sigur și natural, adică nu ai cum să nu vezi lucrurile acestea, țările vor încerca să-și diminueze pierderile pe seama celor care vor fi prinse total nepregătite de această criză. Noi aici suntem și de aici îngrijorarea noastră, pe care și domnul Diaconu a exprimat-o ceva mai devreme. Și este o îngrijorare care nu ține de bătălia politică, este o îngrijorare reală. Este o îngrijorare reală după o pandemie în care s-au cheltuit sume nesăbuite, nu știm pe ce, pentru că nimeni nu vine public să deconteze aceste cheltuieli, după un an în care am pus la pământ educația cu suspendarea cursurilor, cum n-a fost nicăieri, un an și jumătate, aproape trei semestre, după un an în care, sigur, foarte multe din domeniile economice sunt într-o mare suferință, într-o mare pierdere. În loc să ne gândim la măsuri care să corecteze, să remedieze aceste pierderi, noi nu vedem decât bătălia politică și propriile noastre interese de partid. Este de neacceptat pentru o situație atât de dificilă. Dacă vom vorbi mai târziu, Rubini vorbește pe larg despre o să ne dea o colegă de-a noastră toate detaliile acestui interviu dat de Rubini, extrem, extrem de interesant, răspunde la multe întrebări cheie, dar până atunci... Și să nu uităm că este profesor într-una din universitățile foarte importante. E profesor la Facultatea de Business a Universității din New York. Adică nu... Absolut. Eu... personalitate care s-a născut azi noapte și trebuie să ne uităm la ce spune. Nu, chiar spune ce știe și ce urmărește de ani de zile. Tot acest tablou conturat de un mare economist al acestei planete, vreau să întreb și pe doamna Barcari, care este reprezentanta Partidului Național Liberal. Doamnă, am văzut oameni care s-au zgâriat la propriu, am văzut alegeri cu bodyguards. Astăzi, așa, șoc pentru toată lumea, ministrul finanțelor, în condițiile în care România este într-o gaură financiară și domnul Nazare mai evita împrumuturile alea așa de la minut pe care le făcea domnul Câțu ca fost ministru al finanțelor. Noastră ați înțeles de ce l-a schimbat pe Nazare? Nu știu în ce aripă sunteți, dacă sunteți Orban sau Câțu, dar mie mi se pare irelevant. Nu, aveți perfectă dreptate. Toate aceste lucruri n-ar fi trebuit să se întâmple dacă domnul premier se ocupa mai mult de guvernare și nu intra în această luptă, pentru că nu pot să-i spun competiție. Am mai văzut și alte competiții, dar deja s-a transformat într-o luptă și nu este normal. Într-adevăr, pe ministrul Nazare nu avea de ce să-l elibereze din funcție, da? Dumnealui chiar și-a făcut datoria și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, chiar a declarat că a fost mulțumit de prestația domnului Nazare în cadrul Ministerului de Finanțe, astfel încât nu ne putem explica de ce domnul premier ia astfel de decizii fără să se consulte cu conducerea partidului. Pentru Florin Câțu? Va retrage PNL-ul sprijinul politic pentru Florin Câțu? Eu nu sunt în măsură să confirm sau să infirm acest lucru. Probabil că se va întruni conducerea Partidului Național Liberal și va hotărâ dacă este momentul să facem acest gest. Dar domnul premier ar trebui să înțeleagă că toți cei din Parlament, toți parlamentarii Partidului Național Liberal a susținut acest guvern, dovadă că nu am votat moțiunea de cenzură și dumnealui ar trebui să se concentreze mai mult pe toate aceste probleme care, iată, apar de la o zi la alta și pandemia trebuie ținută sub control. Și, doamnă, cum să o ține sub control dacă de o lună de zile
actualul stat român până comandamentul acela dă morții din timpul campaniei electorale, adică cred că niciun stat n-a mai făcut treaba asta. Dar mă îndrept către... Bine, că în momentul acela a fost o diferență de soft, s-a explicat foarte clar. Ar trebui totuși să ne concentrăm pe alte lucruri care într-adevăr contează în acest moment. Cum ar fi datoria noastră acolo în aripa Orban, că mi-am dat seama în ce aripă sunteți, știți pe cea cheltui cât sub banii ăia împrumutați, miliardele alea împrumutate? Bine, adevărul că știți foarte bine, sunt acele măsuri de protecție care au fost luate, inclusiv pentru sprijinirea celor din Horeca. Doamnă, și, pentru Horeca s-au dat vreo câteva zeci de milioane, deci nu miliarde. Aritmetica cred că e clară și, pentru toată lumea. Pentru Horeca s-a luat zeci de milioane. Nu, de la zeci de milioane până la miliarde e o cale lungă, precum calea lactee. Am dat un exemplu doar. Și bineînțeles, cred că ar trebui să explice, da, domnul Câțu mai mult ce a făcut cu acești bani. Trebuie să vedem totuși că avem o creștere economică. Deci nu putem ignora și aceste evidențe, o creștere economică din datele INE. Da, cred că e premieră, lucru. Creștere economică pe datorie. După 10 secunde, rog pe domnul Piperea să ne explice așa din punct de vedere juridic ce se va întâmpla în țara asta dacă PNL-ul îi retrage sprijinul politic lui Câțu, penelist. Îmi explicați după 10 secunde. Vă ascult, domnule Piperea, ce se va întâmpla așa ca, nu știu, efect politic dacă îi se retrage sprijinul domnului Câțu? Cade guvernul? Intrăm într-o criză politică? Ce se întâmplă? Mai întâi, permiteți-mi să-mi declar nu surprinderea, ci uluirea. Este prima dată când aud de la un parlamentar PNL că PNL nu știe cum a folosit banii Câțu. Asta este absolutamente șocant. Absolutamente șocant. Înseamnă că ăștia de la PSD nici ar trebui să se mai plângă că ei n-au cum să știe ce a făcut Câțu cu banii, pentru că de vreme ce nici măcar PNL nu știe ce a făcut Câțu cu banii. Greșit, domnule Piperea, eu nu am acum timp ca să vă spun tot ce s-a întâmplat în guvern. M-ați întrebat ce se întâmplă. Din punct de vedere constituțional, retragerea sprijinului politic nu duce imediat la demitere, însă... Dar poate să-l demită președintele? Nici președintele nu are voie să-l demită, nu există decât varianta asta, cum moțiunea de cenzură și respectiv demiterea, dar retragerea sprijinului politic, cred că ne îndreptăm către asta, eu cel puțin așa văd că se întâmplă cu aripa Orban, ar vulnerabiliza extraordinar de mult guvernul, care și așa este vai de pielea lui în momentul de față. E vai de pielea lui pentru că această campanie de vaccinare, care a fost practic singurul proiect public al acestui guvern, s-a dus pe apa sâmbetei și eu personal mă bucur că s-a întâmplat chestiunea asta, pentru că oamenii și-au dat seama în proporție de 78% că această vaccinare este un experiment nereușit. Vulnerabilizat fiind, o eventuală moțiune de cenzură pe care ar depune-o în septembrie, în prima zi din septembrie, PSD, sper că de data asta este serios PSD și nu se preface că face politică, așa cum a fost cu cazul cu această moțiune din finalul iunie, moțiunea de cenzură va trece și va trece în așa fel încât Câțu să plece imediat de acolo, de la guvern, așa fel încât lupta sa pentru poziție, și într-adevăr nu mai e o competiție, e o luptă, așa cum spunea doamna parlamentar PNL, poate să fie foarte ușor pierdută în fața lui Orban, care, așa cum a spus și are dreptate, după ce se termină această luptă, cel care este președinte al PNL trebuie să fie și premier. Eu cred că Orban deja se gândește în momentul de față la o alianță, la guvernare cu PSD. E o variantă, dar până atunci să ascultăm, de fapt, ce tablou face Rubini, unul dintre mari economiști ai planetei. Din punctul domniei sale de vedere, vine nu criza, ci mama crizelor economice, pe care planeta asta l-a văzut și a văzut suficiente crize și înainte de al doilea război mondial și după, au fost numeroase astfel de situații. Marina Cioacă ne explică ce a declarat Rubini.
Bun găsit tuturor! Economistul care a anticipat criza financiară din 2008 vine o nouă prognoză catastrofală. Noriel Rubini, căci despre el este vorba, ne avertizează că după pandemia de coronavirus vom fi loviți de mama tuturor crizelor. Economistul susține că economia globală va suferi o lovitură groaznică, în principal generată de stagnarea creșterii economice, dar și de majorarea prețurilor. Mai mult, Noriel Rubini spune și că prețurile vor crește extrem de mult din cauza inflației globale, dar și că guvernele din întreaga lume vor avea probleme cu datoriile, pentru că, susține acesta, s-au împrumutat extrem de mult în această perioadă pentru a relansa economiile. De asemenea, mai spune acest economist și că de această dată criza financiară va pleca din Europa și nu din SUA, așa cum s-a întâmplat în 2008. Mulțumesc mult! Domnule Diaconu, din punctul dumneavoastră de vedere, cineva în statul ăsta, bineînțeles cineva decizional, dă semne că construiește așa o plasă de siguranță pentru perspectiva asta pe care nimeni nu o neagă? Nu, exclus, nu vedeți că e vorba de azi pe mâine, n-au nicio, sunt, trăiesc reactiv, se întâmplă ceva și reacționează la. Atâta tot, n-are nimeni niciun plan pe termen, ce vreți dumneavoastră, mic, mare, n-are nicio importanță. Pe de altă parte, situația este gravisimă și din punctul de vedere, discutat deja cu domnul profesor, absolut despre asta e vorba, omul se crede Dumnezeu, face orice vrea, se crede stăpânul naturii și vedeți bine câtă vreme... Vă referiți la domnul Câțu? Da, da. Fac ce vreau, ceva de genul ăsta. Fac ce vreau și nu dau socoteală nimănui. De la reacția unui politician la un moment dat, până pur și simplu la omul sau compania sau care vreți dumneavoastră, nu. Câtă vreme omenirea nu va învăța din nou să respecte natura, să se considere parte din natură, ceea ce înseamnă, tot ce înseamnă lucrul ăsta, parte din natură, va fi coșmar. Și omenirea va plăti la nivelul crizelor, durerilor, bolilor, ce vreți dumneavoastră, plătește, va plăti până când va învăța din nou să trăiască. Să o luăm din nou de la pătrunjel, de la respectul obiectelor, animalelor, naturii, să te consideri parte din ea, cu bucurie. Și nu stăpânul necondiționat și cu asta basta. Mai putem, după ce te-ai obișnuit ca totul să-ți vină pur și simplu la nas sau să te duci tu până la magazin. Eu realmente, născându-mă în București și neavând contact cu solul, cu pătrunjelul, nu-mi imaginez să rămânem așa, nu știu, 20 de zile fără curent electric. Deci, doamnă, realmente, suntem dependenți la nesfârșit de un bec, de un buton, de tot ce vreți dumneavoastră, de un click și așa mai departe. Dependenți. Nu știm să nu știm să trăim fără ele. Este cumplit lucrul ăsta. Iar omenirea, repet, va trebui să învețe din nou să o ia de la capăt cu tot ce înseamnă respectul și viața și natura și relația cu natura. Iar în România sau ce se întâmplă în România, uitați ce se întâmplă. Eu mă uit la mine pur și simplu. De câteva zile mi-a venit în cap brusc, așa, ceva ce, un mod de a trăi al anilor 70-80 ai vieții mele. Adică nu puteam să zugrăvesc cu un zugrav și atunci învățam să fac singur. Credeți-mă, acum de câteva zile, pentru că prețurile au luat-o absolutamente razna, timp în care acest premier ne spune că scade inflația, Dumnezeule, și că nu, puterea că de cumpărare în România crește ieftine, și e nebunie ce vești ne dă, da. M-a apucat din nou chestia anilor 80. Îmi fac singur, domne, ați înțeles? Îmi fac singur. Ce-i de făcut? Acolo, prin casă, până și așa mai departe, mă strâng în mine. Ceea ce, probabil că, în curând, o să aibă sentimentul fiecare, nu știu, familie, companie, țară. Așa trebuie. Te strângi cum poți, cu ale tale, economisești, devii mai atent și așa mai departe. Până trece prostia asta mondială. Și mai e de punctat un lucru, pentru că, până la urmă, doamnelor și domnilor, noi plătim cu vârf și îndesat statul. Statul care e reprezentat de niște decidenți, de diverse majorități politice care se perindă după niște alegeri, dar statul ăsta trebuie să ne protejeze și, cel puțin prin Constituție, ne este garantat dreptul la sănătate. Ce aflăm astăzi? Substanțe toxice folosite atât în spitalele private cât și spitalele de stat. Atenție, mascații au descins în 19 localități din 4 județe. De ce? Pentru că în spitalele de acolo se foloseau marcări expirați, adică te duceai să-ți faci analizele și aia îți dădeau
niște analize false, de fapt. Colega mea, Denisa Gelatu, vă atenționează și în felul ăsta vă atenționăm și noi pe dumneavoastră. Poate vă uitați un pic pe analize și vedeți dacă sunteți prin spitalele acelea. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Polițiștii au făcut 19 percheziții în București, Dâmbovița și Brașov. Este vorba despre un dosar de înșelăciune și trafic cu substanțe toxice. Mai exact, din 2017 și până în prezent, o firmă ar fi păcălit și ar fi vândut către spitale de stat și private aparate medicale, dar și substanțe toxice folosite în laboratoarele medicale, fără drept să desfășoare aceste activități. În această cauză, cercetările sunt continuate de Tribunalul București. Mulțumesc mult, Denisa, le mulțumesc și invitațiilor din această seară și repet atenționarea, uitați-vă unde v-ați făcut analizele, că s-ar putea să vă fi dat niște rezultate tare strani. Victor Ciutac a ajuns lângă mine, bun găsit, Victor, ce n-ai pregătit în seara asta? Bună seara, Andreea, bună seara, domnilor și domnilor. În doar câteva minute, într-o ediție incendiară cu punctului culminant, detonăm bomba serii. Am dezvăluiri exclusive și vă prezint documente în premieră națională. Cum a degenerat lupta pentru putere din interiorul Partidului Național Liberal și măceluri din partid care se mută la vârful statului, domnilor și domnilor, este subiectul momentului. Liderii incomozi sunt decapitați la ordinul lui Florin Câțu. Omul care a avut acces la toate secretele statului va fi în direct alături de noi. Fostul premier îl demască pe actualul prim-ministru, domnilor și domnilor. Vom vedea cum sunt generate execuțiile care duc alianța pe marginea prăpastii. Cum se poate rupe coaliția de guvernământ chiar pe mâna liberalilor. Și îl veți cunoaște pe liderul USR, care cere la rândul său decapitări la vârful PNL și retragerea sprijinului politic premierului Câțu, domnilor și domnilor. Analizăm dedesubturile revocării care a scandalizat coaliția și vă arătăm care este adevărata miză a execuției din guvern. Totodată vă prezint noi dezvăluiri șoc, veți vedea documentul care aruncă în aer sistemul de justiție din România. Cum a fost albit polițistul după execuția unui tânăr. Sunt explicații halucinante după decizia scandaloasă a procurorilor. Rămâneți, doamnelor și domnilor, chiar merită.